Mergem mai departe să vedem racii ce săptămână au. Da, racii, iată, sunt semnul care are parte de intrarea lui Venus aici și dacă racii au avut până acum, în ultima lună de zile, l-au avut pe Venus pe o casă a 12-a în care și-au reevaluat valoarea personală, sentimentele, relațiile, statutul financiar, poate, de data asta Venus, intrând în semnul lor, îi face să se simtă mai bine cu ei înșiși, în primul rând. În al doilea rând, poate că să investească mai mult în propria imagine, în afară de faptul că există o legătură biunivocă între starea lor de confort emoțional și aspectul lor. Putem să observăm cu Venus în semnul racului că racii vor fi mai strălucitori, mai plăcuți de cei din jur, mai afectoși și ei vor avea mai multă ușurință în a-și exprima sentimentele. Se simt mai bine în pielea lor, pot să-i convingă pe cei din jur și cred că realizează cel mai mult racii acum că în orice interacțiune și în special în întrevederile care privesc socioprofesionalul, prima imagine contează și felul în care se prezintă ei celorlalți chiar are un impact major. Sigur, dacă observăm, Venus face un aspect foarte bun cu Mercur pe casa comunicării. Mercur este și în domiciliu, le dă o atenție pe detaliu extraordinară pentru că e în domiciliul lui superior, în Fecioară, și ei pot prinde, de exemplu, când e vorba de contracte, ei pot prinde nuanțe pe care alții le pot trece cu vederea. Sunt extraordinar de buni în detalii și dacă avem niște documente de parcurs, este bine să le dăm unui rac în această perioadă, să le verifice, să se uite un pic pe ele și să vadă amănuntele. Ei sunt foarte bine aspectați pe comunicare, cum spuneam, tocmai datorită faptului că se simt mai bine în pielea lor și îi impresionează plăcut pe cei din jur, dar între acest aspect benefic de Venus cu Mercur există această focalizare energetică, care este conjuncția Marte-Soare și este pe casa valorilor, și atunci punerea în ordine, la nivel conștient, racii ar fi bine să mai facă încă o dată o evaluare, în special cu Pluton pe casa parteneriatelor, a persoanelor care aduc valoare în viața lor, a persoanelor care le scad valoarea proprie, mai ales că nu-l privim pe Pluton numai ca pe un element care aduce putere și îi exprimă forță, ci îl privim și ca pe un element transformator. Ei pot avea relații transformatoare sau își pot transforma relația sau, din păcate, unele relații care nu mai sunt bune pentru raci se pot duce în coșul de gunoi. Tocmai datorită faptului că Jupiter, pe casa identității și securității personale, face acest aspect care necesită acțiune cu Pluton pe casa parteneriatelor. Deci eu aș considera că racii nu mai este cazul să rămână pasiv, adică săptămâna viitoare. Autentice. Exact, să caute autenticitatea în persoanele din jurul lor și beneficitatea lor și mai ales cu Ceres pe ascendent în semnul lor, ei sunt mai conștienți de ce anume îi alimentează, ce își doresc cu adevărat sau putem să spunem chiar mai asertivi. Da? Sigur că Uranus le retrogradează și lor pe socioprofesional și imaginea în lume și dintr-o dată blânzii, maternii, raci pot părea niște persoane care aduc inovație, ei chiar se gândesc la inovații în socioprofesionalul lor, fie că e vorba de achiziția unei aparaturi noi, fie că e vorba de schimbarea modelelor profesionale. Revenim după publicitate cu concluzii pentru nativ Irak. Am revenit, o concluzie pentru nativii RAC în această perioadă. Dacă ceva nu merge bine în perioada următoare despre care am vorbit, sunt agresiunile plutoniene fără doar și poate și acum și pe axa 6-12 avem această opoziție Venus-Saturn deloc ușoară, care poate atrage atenția asupra unor blocaje cu care racii vin în contact și care oarecum îi fac să meargă mai greu
înainte. Ei se tem să nu piardă susținerea unor persoane importante sau a unor persoane dragi. Este mai dificilă relaționarea cu cei de care depind într-un mod sau altul. Îi sfătuim să nu răstălmăcească anumite evenimente care, al căror substrat îl vor înțelege mai târziu. Iată, este o perioadă în care cu toții, dar mai ales pentru nativ irak este valabil acest lucru, înțelegem valoarea anumitor situații sau semnificația anumitor situații mai târziu, sesizăm adevărul momentului prezent, poate peste ceva timp. Lecția racilor în această perioadă este responsabilitatea, responsabilizarea din toate punctele de vedere. Ei ar cam trebui să participe ordonat la toate evenimentele din viața lor, mai ales la cele pe care, în care ei au fost regizori. Nu prea au voie să se abată de la ceea ce au provocat sau să se dezică de anumite responsabilități, spuneam, impuse de către destin. Planificarea este foarte bună în această perioadă, au șansă și noroc în plan domestic, Jupiter îi ajută foarte mult și chiar dobândesc un simț al participării la planul concret, planul acesta legat de familie, care le aduce mari satisfacții. Ar trebui însă să elimine încet, încet orice fel de atașament față de planul material, pentru că este o perioadă în care putem observa la nativ irak o introvertire excesivă, tendința de a vedea totul prin propriul punct de vedere și s-ar putea să blocheze și ar trebui să blocheze doar acele acțiuni care nu sunt productive, adică să nu devină prea concreți, pentru că această planetă a concreteții, a materialului Saturn, îi poate debusola într-o oarecare măsură. Oricum, ca o concluzie, au șansa de a reface forța vitală, acest Jupiter în sextil cu Saturn, marele benefic, marele malefic, într-un aspect favorabil, arată că ei au chiar o dorință de a ajuta pe cei mai puțin norocoși și își vor dezvolta mai mult latura umanitară. Foarte frumos și foarte interesant, da, pentru raci. Mergem mai departe să vedem.